O întrebare importantă în lumea emoțiilor este: care e cea mai mare problemă pe care o întâmpină oamenii atunci când au de-a face cu emoții puternice? Și părerea mea este că nu e nici frica, nu e nici îngrijorarea, nu e nici tristețea, nu e nici furia. Astea sunt doar emoții simple care pot fi gestionate. Dar cred că cea mai mare problemă legată de emoții pe care o poate întâmpina un om este faptul că el nu crede că poate să controleze emoțiile. Nu suntem învățați la școală să controlăm emoții. Societatea nu ne învață că avem puterea asupra emoțiilor noastre. Dimpotrivă, ni se spune că altcineva are puterea asupra emoțiilor noastre. Ni se spune că este un dat instinctual faptul că trecem prin anumite stări emoționale și, în consecință, cumpărăm la impuls sau ne enervăm când cineva se comportă neconform cu așteptările noastre. În realitate, însă, avem control asupra emoțiilor. Dacă ne dăm voie să folosim instrumentele tipice pentru control emoțional, o să ajungem la concluzia că, într-adevăr, suntem capabili și putem reuși să ne controlăm emoțiile într-un mod foarte bun. Sunt destui oameni care pot fi dați de exemplu de control emoțional și mă refer în special la antreprenori, mă refer în special la lideri, la cei care reușesc să conducă echipe și, când fac asta, au nevoie să gestioneze emoțiile într-o manieră cât mai bună pentru a nu aliena emoțional membrii echipei lor. În consecință, și tu poți să devii un lider și tu poți să-ți controlezi emoțiile la nivel de înaltă performanță atunci când știi care sunt instrumentele pe care le-ai de folosit pentru asta. Iar ceea ce urmează să faci în acest program este să înveți exact cum să stăpânești emoțiile și mai ales cum să lucrezi cu ele astfel încât să le folosești în avantajul tău. Hai să răspundem în sens simplu și pragmatic la o întrebare foarte des întâlnită în lumea dezvoltării personale, și anume: ce este inteligența emoțională? Se vorbește mult despre inteligența emoțională în ultima vreme, există multiple definiții, unele academice, altele puse de autori în diverse cărți, însă eu cred că inteligența emoțională poate fi explicată simplu. Este capacitatea de a gestiona emoțiile pentru a obține un scop. Cu alte cuvinte, poți să ai emoții pozitive sau negative, poți să ai emoții armonizatoare sau destructive, însă întrebarea cheie care se pune este: în ce măsură ai control asupra acelor emoții și le poți direcționa? Hai să luăm un exemplu, furia. Furia poate fi o emoție negativă sau pozitivă în funcție de felul în care o gestionezi. Dacă ești atacat, de exemplu, de un răufăcător și te înfurii, ai suficientă energie ca să ripostezi. Dacă însă ești atacat de un răufăcător și furia respectivă este necontrolată, respectivul răufăcător poate să profite de faptul că emoția numită furie te controlează ea pe tine. Cu alte cuvinte, inteligența emoțională se referă la felul în care tu ești stăpânul emoțiilor tale sau ele sunt stăpânele tale. Dacă reușești de fiecare dată să devii stăpânul emoțiilor tale, atunci se cheamă că ești inteligent emoțional și se cheamă că poți să controlezi acea emoție ca să o direcționezi către un scop, către un rezultat. Cum spuneam mai devreme, în exemplu cu furia, poți să ripostezi într-o manieră controlată și într-o manieră eficientă, rămânând ferm și apărându-ți poziția, nu neapărat devenind agresiv pentru a intra într-un conflict. Așadar, inteligența emoțională este capacitatea de a gestiona emoțiile pentru a obține un anumit rezultat dinainte stabilit.